Bună. Bonjour. Aici Andreea, eu sunt Costi. Și în seara asta o să vă povestim despre proiectele Erasmus. Da. O să încercăm puțin să facem puțin așa, poate să puțin mai mult. O să facem să vă explicăm într-un fel pe înțelesul vostru ce înseamnă proiectele Erasmus și cum puteți participa în ele. Da, cred că este cel mai simplu. By the way, și nu bună seara, că nu se știe niciodată când voi urmăriți acest video până la urmă. Păi... să trecem peste asta și să da, okay. Explicăm. Bun, ce explicăm? Deci, fără de ce poate. Sunt proiectele Youth Exchange? Ok. Erasmus are mai multe categorii. Noi astăzi vorbim despre Youth Exchange, Training Course, o să vorbim de proiectele de participare. Vorbim de proiectele Discover You și Discover You Inclusion. Astea sunt 5 super importante. Bine, sunt mai multe, dar despre asta o să vorbim de acum. Hai să descoperim despre Youth Exchange. Și Costi a fost într-un Youth Exchange, dar vreau să ne povestească puțin cum a fost pentru el prima oară într-un proiect Youth Exchange. So, Youth Exchange-urile se adresează tinerilor de 13 și 30 de ani. Și, by the way, nu vă trebuie un certificat. Apropo, tu când ai aplicat, te-a întrebat cineva de certificat de limbi străine ceva? Nu. Deci nu ai avut niciun stres? Nu. Dar întrebarea următoare, nivelul tău de limba engleză, care e? Deci, nivelul de limba engleză trebuie să fie la nivel conversațional pentru toată lumea. Ce înseamnă nivel conversațional? Înseamnă să poți să te descurci. Dăm un exemplu. Nu știu, dacă vrei să mergi să mănânci sau ți-e foame sau ți-e sete, să știi să ceri și să dai și alte răspunsuri. Ok. Deci nu vă stresați cu asta. Asta am ținut să sublinez. Chiar deloc. Bun. Să se adresează tinerilor de 13 și 30 de ani. Nu contează background pe care îl aveți voi. Nu interesează pe nimeni certificate internaționale, chestii de-astea. Nu o să vă întrebe nimeni asta. Dacă vă descurcați, cum a zis și el, o limbă... de principal e engleza, ca să... conversațional, dar dacă știți și alte limbi, trebuie eu, ce să zic. Bun. De obicei, aceste proiecte se desfășoară pe o perioadă de 10 zile, cam așa sunt majoritatea de 10 zile, maxim 21 de zile, între 7 și 21 de zile, dar majoritatea, repet, sunt de 10 zile. 10 zile ce înseamnă mai exact? Ziua în care voi ați ajuns și ziua în care plecați voi și respectiv 8 zile, mai rămân de trainingul în de ăsta, de Youth Exchange-ul, de schimbul de tine în sine. Hai să vorbim puțin despre ce se întâmplă în astea 8 zile, că două am descoperit. Venim și plecăm. Exact. Nu? Prima zi de când ai ajuns, de când începe practic training cursul, e Youth Exchange-ul, schimbul de tine. Exact. Sunt două opții diferite. Începe prin cu mici joculețe pentru a ne cunoaște între noi și... Gen! Aveți o minge? Asta e mingea. Așa? Și o pasez la un tânăr. Un lucru important este că într-un Youth Exchange sunt mai mulți tineri. De mai multe naționalități. Exact. Sunt între 30, maxim 60 de participanți. Gândiți-vă, e un mix, poate să fie din America, Africa și așa mai departe, chiar dacă reprezintă o țară anume, dar în principiu sunt maxim 60 de participanți, câteodată o să găsiți 60, dar mai majoritatea sunt în jur de 30-40 de participanți, minim două țări partenere. Respectiv, el o să ne vorbească că noi am fost atunci cu 5 țări partenere. Da. Participante care au fost alea, mai ți-aduce aminte? Spania, Portugalia, Turcia, Bulgaria, Croația, România. Da, drăguț. Nu știu dacă au ieșit 6, dar cred că au ieșit 6. Te vedem la montaj. Așa, și bun. Grecia. Ok. Și asta e o mingiuță, facem un cerculeț drăguț și elegant și începem să pasăm de la un alt. Și, spre exemplu, primul joc, mai ți-aduce aminte care a fost primul joc? Nu chiar. Ok. A fost și faptul doar să te prezinți tu, că asta până la urmă trebuie să ne prezentăm. Ok. Și, by the way, nu mergi de obicei cu prietenii, ci se face selecție și atâta. Da. Eu l-am cunoscut pe el, deci noi nu știam înainte. Bun, și asta e o mingiuță și pur și simplu pasez la cineva și zic: Hi, my name is Andreea, I'm from Romania and I like making videos, for example. Că îmi place să fac un video, ori și după pasez la cineva pe care nu-l știu și, de exemplu, el.
Hi, my name is Constantin, I'm from Romania and I like to make hiking. Ok, spre exemplu, v-a dat un exemplu și el după pasez la cineva. Și acum pasez către tine? Așa, bun, sper că ai prins-o și te-ai prezentat acum. Ți-am dat câteva minute, așa. Bun, după asta, ce se întâmplă? După se întâmplă că luăm prânzul. Da. Și continuăm cu activitățile. Exact, tot de prezentare. În principiu, în prima zi e mai mult de prezentare, de cunoaștere a tuturor. Un lucru important, ce educație e acolo? Ce se face? Adică jocurile astea, cum se cheamă? E ca la școală? Nu, sunt jocuri interactive, nu e nimic obligatoriu. Sunt verbale scrise sau desenate sau cu obiecte sau... Totul pentru a vă cunoaște și a descoperi lucruri despre ceilalți. Deci, cu alte cuvinte, este educație non-formală. Nu educație exact. Formală. Cum e aia frumos, cămașă? Nu are nicio treabă, că acum la cămașă. Dar ca la școală în care unul vine în fața voastră și scrie ok, scrieți asta, 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 luați, vă rog frumos, spuneți virgulă, nu știu ce. Nu există așa ceva. Pur și simplu e o conversație așa mai prietenească, mai friendly, ceea ce îi drăguț. Apropo, un lucru important este că oamenii de acolo, uite, Costi nu se descurca bine cu limba engleză. Și cum ți-a fost, azi și mie, cu limba asta engleză în 40 de oameni, dintre care doar 5 români eram? Wow! Cum a fost? În primele zile aveți intenția de a vorbi doar cu colegii voștri români, dacă, sau mă rog, de ce... Pentru cum a fost pentru tine? Primele 2-3 zile a fost horror, după care... Ce înseamnă horror? Că nu vreau să vorbesc cu nimeni și așa mai departe. După care mi-am dat drumul, am început să comunic cu colegii, cu... Ce a intervenit asta în schimbarea ta? A fost așa o chestie care... Păi am zis, trebuie să fac cumva să mă descurc, să vorbesc singur, să... comunic cu ceilalți. Și mai ți-aduce aminte care a fost prima ta conversație? Cred că prima mea conversație a fost cu colegul meu de cameră din Croația. Și ne-am înțeles super. Și care au fost primele discuții? Am vorbit despre experiență în sine, despre cum am călătorit. Ok, și dacă ar fi așa să ne spui, mai ți-aduce aminte care a fost cam cum a fost așa? Ok, eu sunt Igor. Să trecem peste acum, să vedem ce experiență ai avut tu. Tot am adus o aminte de cazare. Cazarea. Noi am stat data trecută câte două persoane într-o cameră, nu? Da. Ceea ce e drăguț. Dar nu o să găsiți de fiecare dată, nu o să aveți camera voastră single. Țin să subliniez asta. Foarte rar se întâmplă. Marea majoritate a timpului sunt 3-4 persoane. În cameră. Eu am avut o cameră mai mică, de asta au stat câte două persoane. Eu, de pildă, am avut o cameră mai mare și... Am stat 3 persoane. Da. Dar. Așa. Deci puteți să găsiți și câte 10 persoane, mai ales într-un youth exchange, într-un schimb de tineri. Camerele, țin să menționez, că sunt, nu sunt mixte, ci sunt de același gen, adică băieți cu băieți, fete cu fete. Da. Genul ăsta sunt camerele. Variază foarte mult tema proiectului. Hai să sărim puțin la temele proiectului. Temele proiectului, că am vorbit până acum de câte zile sunt, cam ce facem în prima zi, că ne cunoaștem, după se derulează conform temei proiectului și acum am vorbit și despre cazare și acum intrăm și în temele proiectului. Depinde de țara în care se află proiectul. Și de țările participante. Țările participante din acel proiect sunt cumva, au aceeași problemă sau se regăsesc în tema acelui proiect. Noi în Bulgaria, mă țin, deci despre ce a fost proiectul? Da, despre cultură. Despre cultură, exact. De limbile străine a fost mai exact, cum noi putem să ne cunoaștem. Apropo, în caz că nu știați, există,
se voia, de fapt, se voia până în 2008, 2007, ceva din asta, se voia să se facă o limbă internațională a Europei. Și nu mai țin minte cum se cheamă, europoleza, nu știu, habar n-am, deci habar n-am, nu știu cum se cheamă, dar e cel mai bine să căutați voi și îmi spuneți într-un coment ce ar fi, cum se cheamă, ce se voia, de fapt, să se facă, dar gândiți-vă că era un mix așa din toate limbile Europei și cum ar fi fost după să nu se vorbească limba engleză, să vorbească europoleza, euro, nu știu, chiar nu știu, ceva în genul euro ceva era, nu mai știu exact. Chiar sunt foarte curioasă dacă mi se pare interesant sau nu chestia asta și să-mi spune și mie că nu o să caut. Bine, o să caut după, dar până atunci poate căutați voi între timp și îmi spuneți cum se cheamă această limbă și cum ar fi fost să se predea în școala noastră în loc de engleză europoleza, zic acum în ghilimele, da? Europoleza, acum, da. Așa, poate să fie despre antreprenoriat, poate să fie despre marketing, poate să fie despre ecologie, că până la urmă, în zilele noastre, trebuie să știm acest cuvânt cheie, pot să zic. Ce mai poate să mai fie? Măi, e o paletă foarte largă, poate să fie pe artă, poate să fie artă însemnând graffiti, poate să fie dans contemporan, dans, hip-hop, whatever, pe muzică, pe instrumente muzicale și în funcție de abilitățile tale, te direcționezi către un youth exchange. Youth exchange-ul se adresează tinerilor la nivel de bază, însemnând acolo nu trebuie să fii profesor, master, ci până la urmă trebuie să te distrezi, să fii deschis. Exact. Și care e cel mai important lucru într-un youth exchange pentru tine? Comunicare. Ok, comunicarea, dar cred că e cel mai important să-ți faci prieteni, nu? Internațional. Da. Cred că asta azi e cel mai degrabă. Și eu mi-am făcut. Mă bucur. Uitați, deci faza cea mai tare e că îți faci prieteni și eu cred că nu contează vârsta, că prietenii și mai tare. Adică te gândești că tu din România ai un prieten în Croația. Sau în Franța. Sau în Franța. Sau, nu știu, oriunde. Nu știu, că ai un prieten în Madagascar, spre exemplu. Pentru că sunt foarte mulți oameni care pleacă la studii într-o țară din Europa și reprezintă țara, dar de altfel au o altă naționalitate. Bun, și acum mergem la un alt subiect. V-am zis despre teme, ce mai trebuie să mai discutăm noi? Ceva important. Foarte important. Auzi. Păi ce e mai important? Mâncarea, cazarea și transportul. Care sunt gratuite. Da, dar ce înseamnă să mai exact gratuit? Înseamnă că se decontează. Ok, cam ce se decontează? Opa. Transportul. Ok. Nu contează dacă mergi cu mașina personală, avion sau autocar. Dar un lucru important atunci cu asta de transport de contare. Contează foarte mult banda de kilometri. Adică? Da. Fiecare țară primește o sumă anume în funcție de distanță. Deci tu din România nu o să ai aceeași sumă cu un participant din Franța sau din Norvegia, spre exemplu, care proiectul se ține în Italia. Sau cu unul care e vecin cu Italia din Austria. Cu distanța e mai mare, cu atât bugetul este mai mare pentru transport. Ok. Și, am vorbit de transport și zicea mai din nou puțin, adăugai de ce transportul ți se decontează. Exact. Care sale? Că ai zis ceva de tren? Tren. Vapor, ca să feribot. Da. Dacă n-ai, dacă ai drum. Sau în unele cazuri, motorina pentru mașina personală. Mașina personală. Și ce aș mai adăuga eu e faptul că taxiul, Bolt, Uber, cum vreți voi să-l denumiți, se decontează în anumite cazuri excepționale. Ce înseamnă cazuri excepționale? Însemnând, dacă tu faci dovadă că pe intervalul orar în care tu călătoreai nu exista transport în comun de noapte, atunci decontează și acele facturi, bonuri pe care tu le ai. Metrou se decontează din țara ta? Da. Da, metrou, trenul, tramvaiul și așa mai departe. Doar că de fiecare dată, ce trebuie să ții tu ca să ți se facă de contul? Bonul sau tichetul sau biletul sau factura. Deci astea trei sunt
mandatorii. Adică fără astea nu se face de contul. Fără, nu se poate. Și de contul ăsta, cam în cât timp îți vine? Adică prima oară plătești tu, ca să ne înțelegem, da, biletul de avion, spre exemplu. Da. Și după? În principiu, după finalizarea proiectului, într-o săptămână, două. Dar asta nu este o regulă, de altfel. S-a întâmplat atunci în Bulgaria să ne dea cash, dar de principiu poate să dureze și 6 luni de zile. Exact. Adică cel mult 6 luni de zile să vireze banii, poate să vireze în contul bancar sau pur și simplu cash. Ceea ce e fain. Hai să vorbim puțin de cazare și mâncare. De obicei cazarea se face la hoteluri sau pensiuni. Mm-hmm. Sau centrele de tineret. Da. Noi plătim ceva? Nu. Deci pentru asta nu se plătește nimic? Deci, e inclus să nu trebuie să plătești nimic din buzunar. Mâncare, cazarea, de obicei, în majoritatea proiectelor este inclusă. Da, dar zici foarte bine inclusă, pentru că tu cam toate, cazarea și mâncarea. La mâncare sunt de principiu, care sunt alea? Breakfast? Prânz? Da. Și cină. Și cină. Și între astea trei mese avem și coffee break-uri, două coffee break-uri. De obicei programul cam cum e? Programul este lejer. Ce înseamnă lejer ăsta? Că lejer înseamnă cum bate vântul. Începe, în unele proiecte începi la 9, în alte proiecte poți să începi și la 8, dar în principiu cam de la 9, ba da. Cam de noi am fost și la Sovata. Exact. Am uitat de Sovata. Da, am uitat de Sovata. Și începe cu breakfast-ul până la ora 9, după care începe programul. În funcție de tipologia proiectului, de subiectul, atunci începeți. Da. Așa, noi am fost și la Sovata. Voi, ca și români, puteți să participați la proiecte atât în țara voastră, în țara noastră, până la urmă, cât și în străinătate, în Uniunea Europeană sau în țări partenere cu Uniunea Europeană. Deci, ca să știți asta, bun, un lucru important, care văd cel mai important, de altfel, este, zi-mi și mie, dacă tu ai fost în două proiecte, ești acum eligibil pentru alte proiecte? Adică există un maxim sau minim de proiecte? Nu, nu există un maxim sau minim, poți să participi la câte proiecte poți. Asta e adevărat, adică poți să sari din proiect în proiect, la modul ăla. Da. Dar, de principiu, ok, vrei să vizitezi, vrei nu știu ce, da, dar până o să ajungi la un full și o să vrei să ajungi, să mergi în proiecte care pe tine te interesează acel subiect și vrei să te dezvolți, ceea ce e fain asta. Bun, și nu mai țin minte, vorbeam de Sovata și, apropo, un temă super faină pe care noi am întâlnit-o la Sovata a fost, mai ți-aduce aminte ce am făcut noi în acel, că a fost ceva diferit. Pentru că tema lui a fost pe activități? În natură. Outdoor. În natură, exact. Adică nu am stat într-o sală de clasă, nu clasă, o sală de training, spre exemplu. Adică arată ca o sală de clasă, doar că nu ai mese în față și stai în cerc. Ci activitățile noastre au fost în aer liber. Și cred că acolo ai apuc și mai multe. Da. Dar ce am făcut mai exact acolo? Adică acum te las pe tine. Și pui și niște poze cu ocazia asta după. Deci, acolo am învățat foarte multe lucruri pentru experiența outdoor. Uh-huh. Am învățat foarte multe lucruri pentru că am fost un grup foarte mare pentru care trebuia să construim adăposturi. Da, hai să luăm de la început până în primele zile. Deci ne-am cunoscut după ce am făcut. Am făcut activități de cățărat. Da. Cățărat unde? Cățărat pe coardă. Uh-huh. Bun. Întrebarea mea următoare, participanții aceia, mai ți-aduce aminte ce vârstă aveau? Între 18 și 30 de ani. 18 și 30 de ani. Majoritatea lor aveau 18-19 de ani. 18 ani, asta vă garantez. Și pentru ei era prima oară într-un proiect Erasmus, mai ți-aduce aminte? Pentru unii, da. Și pentru alții erau la a doua sau a treia experiență. Deci nu aveau așa multe experiențe. Ok, deci am avut aia cu coarda. După ce am mai avut? Da. Ce activități? După aia
Cea mai faină, una dintre cele mai faine a fost când am mers cu caiacele pe lac. Oh, da, mi-aduc aminte. Și poate pun și un filmuleț cu asta. Pentru că noi stăteam câte trei în barcă. În barcă, caiac, whatever. În fine, ei ne-au echipat, să ne înțelegem. Noi stăteam frumos acolo la rând, bine, cu o zi înainte, și trebuia să ne luăm vestă. Ce mai trebuie să luăm? Vestă. Și ceva în picioare, nu știu. Da. Pentru a ne proteja de să ne tem în pietre sau cioburi. Pentru că, efectiv, noi am mers pe un lac. Subliniez Sovata România. Sovata România. Și în camere, apropo, acolo, că n-am stat câte doi, câte trei. Câți am stat în camera noi? Nu știu câți a stat. Bine, tu, noi. Da, eu am stat, am fost vreo 7 sau 8 băieți. 8 fete, 4 suprapuse exact ca în armată. În armată. Ți-a plăcut să ai atâția colegi? Da. Era interesant seara când ne strângeam și povesteam experiențe. Mai lucram la filmulețe. Nu, mie nu mi-a plăcut deloc. Am stat câte 8 în cameră. Pentru că cuiva îi mirosea, deci băi, nu exagerez, băi, deci își lăsa adidașii, bine, o să te-am și jos de altfel, băi, și avea niște sconci. Asta o să te la montaj. Deci avea niște sconci și a zis că nu mai rezist. Și de aia, de principiu, de obicei, mai întreb cam câte persoane stăm în cameră. Dar bine, după a doua seară, i-am zis, băi, scoate sconci de aici, hai să ne punem toți afară adidașii, să n-avem nicio surpriză mirositoare. Deci ne-am pregătit frumos și am plecat cu caiacele. Dar a fost pentru prima oară? Cred că pentru majoritatea a fost prima oară atunci când ne-am plimbat. Și care a fost surpriza? Surpriza a fost când a trebuit să răsturnăm barca din propria inițiativă și să ne salvăm din apă. Să întoarcem barca și fiecare pe rând, toate cele trei persoane, să urci înapoi în barcă, în caiac. Mamă! Dar erau persoane care nu știau să note? Da, inclusiv eu. Nu știam că nu știai să noți! M-am gândit de trei ori înainte să sar în apă. Oh my god, oh my god! Dar prima oară parcă mi-aduc aminte că s-a răsturnat cineva care era frică de apă. Da. Ana, nu? Sau Maria, Maria. Cred, Maria, nu, Maria. Nu contează, deoarece eram echipați cu vestă și nimic. Și gândiți-vă că acel lac era super adânc. Deci era pentru că erau și excavatoare pe acolo, pe lângă, și erau gropi. Adică dacă scăpai, amin, acolo erai. Plus că acel lac s-a format înainte de lac, a fost un cimitir acolo. Nu mai țin minte cum se cheamă lacul ăla, dar a fost o experiență faină. Și după asta, noi am avut o experiență. Nu? Da. Am mers cu cortul. În natură. Pentru mine a fost prima oară. Prima oară a fost atunci în natură, când am mers cu cortul. Da, mult s-a fost cu cortul, pentru că acele corturi erau, de fapt, niște shelter-uri făcute din prelate pentru 10 persoane. Pentru 10 persoane. Și noi eram 30-40 de persoane, ceva de asta, 30-40 de persoane din mai multe țări. Și gândiți-vă că ei ne-au dat ghiozdanele, prelatele, frânghiile. Am avut înainte un training. Adică gândiți-vă că ăștia 40 de persoane, noi am fost împărțiți în 6 echipe. 6 echipe, da. Da. 6 echipe. Îți mai aduce aminte cum era distribuția? Cei care se ocupau de locul de dormit, cei care găteau, cei care ghidau, da. Așa. Și mai era și al patrulea. Nu era siguranță, nu aia care ghidau, erau doar trei sunt. Da. Cei care făceau focul seara. Păi erau cei care ghidau. Da. Făceau. Deci astea sunt trei echipe. Deci efectiv ne-am împărțit trei. Deci eram câte 10 la cât un chestiuță de asta. A fost fain că eu am fost îmbăcat. Nu am fost la mâncare. Voiam să mă bag la mâncare, după am realizat că dacă mă bag la mâncare, eu cum nu știam să gătesc, oamenii ori să moară din echipa mea, ori să moară de foame.
Așa că am lăsat oamenii pricepuți să facă asta. Tu în ce echipă ai fost? Eu am fost cu responsabil cu amenajarea spațiului de dormit. Da, și de siguranță. Da. Da, siguranță. Am intrat și eu acolo în echipa aia. Înainte ne-au învățat ei cum să facem nodurile, cum să asamblăm acel cort, dar ca idee să se înțeleagă, era efectiv o oasă pe care o legai din pom-pom, ia ține. Așa. Și după, mi-am găsit și căciula cu casa asta, nu știu cum era. Așa, și după venea prelata aia care de obicei te duci la picnic, da, e impermeabilă de plastic. Da. De-aia de pune de obicei de învelești toată lumea știe cum arată mașina, spre exemplu. Și efectiv puneai prelata, câți? Așa? Și după o priponei? Da, o legai. O legai priponei în niște colțuri hățățăți și noi eram, dormeam dedesubt. Și dedesubt mai aveam o altă prelată și dormeam în saci de dormit. El a avut o saltea. Cu salteluță și cu tot ce-i drept. Te mai durea a doua zi spatele, dar trecem peste. Dar eu n-am avut nicio saltea. Și am avut direct sacul de dormit din puf de rață. Vreau să vă zic că era mai specială. Eu n-am vrut al lor. Eu mi-am luat sacul meu de dormit. Am zis că trebuie să-l folosesc acum. Și de ce să nu zic, simțeam toate pietrele. Toate chestiile de pe acolo. Și nu mai zic că la sobata sunt urși. Adică urși. Și o parte faină în expediția noastră a fost atunci când cei cu mâncarea, mai ții minte la câți metri trebuia să agăți sacul? Da, la, de la 5 metri în sus trebuia să agățăm departe de tabără, într-un copac, cu corzi speciale pentru a nu atrage ursul în tabără. Da, dar nu era 5 metri, era mai mult, by the way. De la 5 metri în sus. Dar de tabără era mai departe. Da, la 5 metri înălțime trebuia să agățăm mâncarea și la o distanță de cel puțin jumătate de kilometru de tabără. Da, și noi făceam focul frumos și elegant și făceam păture, câte 2 ore stăteam la foc. Da, făceam perechi de câte 3 sau câte 4, mă țin de oameni. Și gândiți-vă că, haide, că noi ne-am prins. Și ne gândeam cum să ne punem timpul, pentru că gândiți-vă că se puneau de la 11 turele, de la 10, de la 10 la 12 era o tură, după de la 12 la 2 și așa mai departe. Și țin minte că era vorba ca eu să fiu de la 2 la 4 și zic, băi, ești nebun la cap, mă scol din fix în fluxul meu din a dormi, deci până la 2 și după... Îți mai dormi și încă 4 ore. Zic, păi, nu se leagă somnul ăsta al meu deloc. Și am zis că, știi, mă pui și pe mine de la 4 la 6, că e bine. Gândindu-mă că dorm și eu mai mult. Ceea ce a fost de altfel și adevărat. Am dormit de la 4 la 6. Nu, de la 4 la 6 am fost și după am mai dormit o oră până s-a făcut micul dejun. Micul dejun. Mai ții minte cum fiecare echipă ce a avut la micul dejun? Cred că... Și ne-am cărat cu strachii, pahare, fiecare și avea păhăruțul lui, cana, bine, da. Pahar, cana. Și boluri. Boluri. Am avut și tacâmuri. Da. Și oale. Și ce tigăi. Tot ce e nevoie pentru asta în natura, petrece 3 zile în natura. Da. A fost de interesant. De la mâncare, la apă, la tot ce a fost nevoie. Și fiecare, gândiți-vă că mâncare așa aveam distribuit, nu știu că unul avea... un kilogram de morcov, că unul avea 2 kilograme de mere și așa mai departe, au fost distribuite în funcție de persoană și de cât putea să ducă până la urmă, că era un ghiozdan destul de greuț în spate pentru atâtea zile, că urcai, coborai, mai aveai și niște râpe. Așa, deci ce mai mâncam? Ce mâncam la micul dejun? Eu de altfel nu mâncam ce terci. Mâncau ei. Da, terciul era la ordinea zilei. Cereale, iaurt. Iaurt, cred că nu aveam iaurt. Nu... Și fructe. Da, fructele erau sigur. Astea uscate. Fructe uscate aveam. Da. Eu mâncam fructe. Fructe că știam sigur că de-alea n-ai cum ca să le greșești și nu să pățesc nimic în natură. Ce să zic. Așa.
Zi-mi și mie, mai ții minte care a fost un moment critic sau pentru tine ce moment critic a fost? Dacă a fost un moment critic în experiența asta de participant într-un proiect altfel, outdoor. Apropo, nu sunt prea multe de felul ăsta, dar dacă mergeți, izgutul nou. Da, a fost când a trebuit să ne cățărăm pe bârne la 10 metri înălțime. Două bârne care trebuia să fie cu un picior pe una și cu celălalt picior pe cealaltă, care bârnele astea se depărtau, începeau de la un capăt, așa, mergeai pe ele și la capătul celălalt ele se depărtau și se și mișcau în același timp. Bineînțeles că toate astea erai asigurat în corzi. Pentru mine cel puțin a fost un moment critic și anume când nu am mai găsit apă potabilă. Nu vă gândiți că vă luați cu voi pentru 3 zile, nu știu, 3 zile cât apă să bei, 6 litri, 7 litri, cred că și mai mult pentru că trebuie să ieși și pentru mâncare, mai ales că ei mâncau și terci. Deci mai trebuia să mai ieși și apă pentru mâncare. Fiecare aveam în jur de 1,5 litri, 2 litri de apă după noi. Un moment critic a fost faptul că nu se mai găsea apă potabilă la niciun pârâu. Pentru că echipa de ghidaj erau cu harta și vedeau acolo pârâile. Ele, de altfel, se caseră între timp. Da. Se caseră între timp. Și atunci, domnul nostru, nu el, ghidul, nu ghidul, profesorul nostru, coordonatorul. Celălalt. Așa, ce s-a gândit? Oare ce s-a gândit? Nu știu, mai ții tu minte. Ce s-a gândit? S-a gândit să filtreze apa. Dintr-un... Hai zi! Zi tu! Haide zi tu! Zi tu că tu mă dai de sete. Da, bun. So, ca să înțelegeți, eu mai aveam atâta apă într-o sticlă de 2 litri și ideea briliantă a coordonatorului, eu eram mic cu el, Doamne ferește, dar pentru mine a fost, adică, ai lasă-mă pace, găsesc eu una. Gândiți-vă că după o zi întreagă în care nu mai găsesem apă, deci nu mai găsesem apă, i-a venit lui ideea briliantă. Bine, a salvat grupul, pe mine nu m-a salvat, ca să filtreze apa. Dar apa asta, să ne înțelegem, era, în apa asta erau mătasa broaștei, broaște, nu țestoase, râioase, dar alea mici, face în apă, asta, să ne înțelegem. Și s-a gândit să o filtreze. Păi să o filtreze, păi da, stai mă puțin, te gândești tu, adică tu... Calul, care e cel mai curat animal și el nu bea de oriunde, n-ar bea din balta aia, da, serios, și mai te gândești că a mai trecut și o căprioară pe acolo și a făcut și nevoia. Păi, genială, genială, dai seama. Cea mai bună apă. Cea mai bună, ce să zic, Sprite deja, direct făcut. S-a gândit el să vină cu o pompă, cu cărbune, cu nu știu ce filtre de particule, nu știu ce. Și tot ăsta dădea la pompă și acolo, în fine, a filtrat omul apa, de ce să nu zic, a filtrat. De altfel, și voi ați avut, așa ați avut voi cina și micul dejun, așa au fost și la spate. Eu am fost singura care, vă zic imediat ce am făcut, au mâncat. S-au gândit că dacă fierbă apa aia, este genială și unii dintre ei au și băut apa aia. De ce să nu zic că a doua zi oamenii au avut nevoie în natură și durere de burtă. Cred că era de la terci. Da, sau de la apa aia posibil. În fine. Să trecem peste. Și se făcea deja târziu. Și exista o altă variantă și anume să mergem în jur de vreo 40 de minute duș și 40 de minute întors. Pe seară, sub dimineața asta, să posibil să găsim un alt izvor. Posibil. M-am supus acestui risc, am zis că eu mă duc indiferent, apoi au mai venit doi băieți cu mine. Din Slovacia și încă un, nu știu mai unde era. Am mers, dar am găsit apă. Deci noi am băut apă pe suflet. Ceilalți doi am mai luat celelalte sticle de la ceilalți participanți care nu au vrut să-și miște fundulețul până la pârâu. Că au zis că poate nu găsim. Și ne-am făcut și duș atunci în pârâu. Că apropo, dușul pe acolo nu prea exista în natură. Și am luat apă și ne-am și făcut un duș. Da. Da, de ce, dar bun. Bun, hai că am vorbit cam de toate și un alt subiect ce ar trebui să mai aducem noi. Cum puteți voi aplica? Cred că este cel mai important. Da, exact. Ca să ajungem în partea asta, dar înainte de aplica, cred că primești vreo diplomă ceva recunoscută sau... Primești un certificat de participare. Cum se numește?
Certificat de participare. Youth Pass. Exact, în engleză. Certificat de al tânărului, ceva din asta se cheamă. Da. Recunoscut internațional și vă ajută pe voi la facultate. Chiar și la job vă ajută, by the way. Și asta, acest certificat se eliberează la fiecare proiect. Dar nu e obligatoriu ca voi să-l luați. Deci, alegerea voastră. Unde aplicați? Păi, proiectele astea nu să le găsiți, spre exemplu, la ei pe profil. Uneori, da. Da. Dar vă zic eu că nu. Așa, și de obicei, proiectele astea sunt la asociații sau în grupurile de Facebook. Unde o să vedeți acolo un anunț care, uite, cam așa sună. Urgent vreau, caut 5 participanți sau 10 participanți, nu știu ce. Ok, vă puteți duce acolo, dar există posibilitatea ca să vă luați seapă. Deci, mare grijă, dar câteodată se întâmplă să fie asociații și oameni care lucrează într-o asociație și puteți să mergeți cu ei. Dacă aveți întrebări pe chestia asta, nu știu, nu sunteți sigur pe o asociație, puteți să-mi scrieți în coment și eu pot să vă ajut. Nu uitați că Andreea Osman pe Instagram, Facebook, un like, un share și un comment, by the way, dacă îți place acest conținut. Da, și pe el găsiți pe... Instagram. Cum? Constantin94. Da, dacă vreți să-i dați și lui un like. Un share? Follow, mă! Ah, un follow! Follow. Bun. Cam asta a fost cu Youth Exchange-ul și acum mergem la partea a doua. Despre ce? Ce era partea a doua? Nu știu. Ok, partea a doua erau cu proiectele de participare. Proiectele de participare, fix același lucru, e 13-30 de ani. Ce înseamnă mai exact? Îndeamnă tinerii în viață activă a societății. Cum funcționează o instituție, ce fac primarii, ce fac consilierii. Cu alte cuvinte, îi activează pe tineri să știe mai multe despre viața comunitară și să fie mai activ, să zică, da, de ce se întâmplă asta, da, de ce face asta? Sau pur și simplu să pună presiune pe factorii decizionali din comunitatea lor să facă o anumită chestie pe care au promis-o și nu au făcut-o sau, bine. Cred că v-ați prins voi despre ce este vorba. Da, cam asta este. Și mergem cu treiul. Și treiul este ce? Treiul. This? Cred că mă gasă la trei. Ah, nu mai. E Discover You. Discover You. Discover You se adresează tinerilor de 18 ani. Doar de 18 ani. Pleacă cu trenul în... toată Europa. Da, exact. În toată Europa pleacă cu trenul. Pass, au un pass, efectiv. Câștigă un pass. În fiecare an, de altfel, sunt două înscrieri. Și anume în în octombrie și în martie, ceva genul. Octombrie și martie sunt două coluri pentru aceste înscrieri. Vă puteți înscrie și vă zic acolo, delimitează exact datele de naștere ca să vă puteți încadra, dar de principiu să ai minim 18 ani și o zi, maxim 18 ani și 364 de zile. Că mă gândeam acum cât are un an. Bine, depinde dacă 365, dar la ea un an a fost. Ah, ha, 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 364 de zile. Bun. Și efectiv, voi vă înscrieți acolo într-un formular. Formularul ăsta cuprinde întrebări de cultură generală, spre exemplu, care e capitala Ungariei și toată lumea să zică București. Așa, sau care... Știu ei de ce. Da. Bun, și după mai sunt întrebări, câte pass-uri credeți voi că or să se dea anul acesta în Europa sau în România? Și de obicei sunt, nu știu, 180.000. În fine, vă uitați și voi cam cum funcționează statistica cu un an în urmă și puneți și voi la încercare, la noroc. Da, și contează această întrebare. Și mai multe întrebări pe acolo, dar cred că merită până la urmă, așa? Și aceste tichete pentru a merge în programul Discovery le găsiți și pe site-ul Uniunii Europene. Dacă intrați acolo pe Google pe site-ul Uniunii, veți găsi atunci când sunt gata să se aprobe. Da, înainte de asta. Și ai zis foarte bine chestia asta. Pass-urile astea au o valabilitate de 7 zile în 30 de zile. Și e fain asta, adică 30 de zile
tu ai 7 zile de călătorit, în care poți să schimbi câte trenuri vrei tu, lung și lat, că nu contează. Așa și apropo de chestia asta, să o se lege cu următorul proiect, adică ce să zic acum, e același lucru, doar cu o mică diferență între proiecte, o să vă zic. Aveți 30 de zile, 7 zile, schimbați în lung și la trenurile de la 00 până la 23.59, puteți să luați câte trenuri vreți în lung și lat, doar că dacă, să zicem, voi aveți tren din Mangalia, din România, la ora 23, a plecat la ora 23 din România și nu mai schimbați sub nicio formă un alt tren și ajunge în Italia, spre exemplu, la ora peste două zile, vi s-a luat doar o singură zi de călătorie, chiar dacă voi ați avut 3 zile de călătorie, că ați avut 2 nopți, spre exemplu. Doar dacă, țin să menționez, nu ați schimbat trenul. Ați rămas în același tren, adică puteți să dormiți în trenul ăla. Deci e un punct foarte important, mai ales atunci când călătorești pe noapte, ca să mai economisești. Dar nu sunt sigur, dar nu cred că neapărat același tren sau e vorba și de aceeași companie. Nu e vorba de aceeași companie feroviară, ci este să stai fix în același tren, fix pe același loc, ca să nu ți se ia. Dacă ai schimbat cumva trenul de da jos, mai ți se ia o călătorie. Așa, cam asta e important și da, într-adevăr, pasul de tren nu o să-ți dea intrare liberă, gratuită în trenurile de mare viteză. Gândiți-vă că dacă zice Mangalia, Ungaria, există, ok, sunt trenurile basic, sunt la fel, da, dar dacă spunem Arad, Polonia, Varșovia, sunt schimbăm de 3 ori trenul. Da. De 3 ori și spre Varșovia facem un jur de din România vreo 40-50 de ore cu trenul pe care l-aveți în tichet, dar dacă vorbim de o rezervare, de rezervarea locului, în jur costă între 3 euro, deci până la 50 de euro, spre exemplu, dar ce înseamnă asta pentru că te ia pe bucăți? Majoritatea timpului e maxim 3-6 euro, 3-6 euro cam așa, pe o distanță dintre țări și îți dă asta flexibilitatea, unul, de a-ți alege locul, dar nu contează asta, trecând peste asta, contează mai mult că în loc de 50 de ore, ți se poate reduce și cu 50% timpul, chiar mai mult. Deci gândiți-vă că în loc de 50 de ore faci 20 de ore, ce e mană cerească, credeți-mă că nu vrei să stai de fiecare dată între. Ideea Discovery Inclusion a pornit cei de la Uniunea Europeană s-au gândit, păi, dar ce proiecte le putem da tinerilor de 18 ani? Pentru că vârsta de 18 ani, ce marchează vârsta de 18 ani? Nu știu. Într-un fel marchează libertatea de a cunoaște, de a se dezvolta. Vârsta adultă. Pe plan personal, de a călători, de majoratul. A experimenta. Dreptul la vot. Exact. Deci și s-au gândit ce putem să le dăm noi tinerilor cadou la vârsta perfectă, în care ei să gestioneze o sumă de bani, să se descurce și până la urmă să cunoască Europa. Că până la urmă de asta e mai Europa, nu-i așa? Și să vă bucurați și voi ce oportunități faine ne oferă. Așa, dacă vreți să vedeți aplicația cum Discovery U și mai multe ce se întâmplă în Discovery U, trebuie să urmăriți doar la mine, că am pus mai multe, cum puteți folosi aplicația, cât și cum puteți aplica. Deci nu uitați like, comment și un share, neapărat. Așa, și acum intrăm în Discovery U Inclusion. Parte de Discovery U Inclusion, și anume, dacă apeși, haide, nu apăsa,